Bun găsit, stimați prieteni, la Proces Verbal, vă spune Bogdan Enache, ediție cu adevărat specială, dragi prieteni. Invitatul meu este domnul profesor Horia Toma. Vă mulțumesc, domnul profesor. Bine v-am regăsit. Iată, după câțiva ani buni de zile, da, ne reîntâlnim. Domnul profesor, pentru cei care nu știu, a ocupat diferite funcții, este cunoscut mai și de parlamentar și nu numai, dar sunteți foarte cunoscut, probabil, Aici risc, spunând asta, ca fiind primar al Ploieștiului, cred nu, că mai mult profesor. Cam la egalitate, primar cu profesor. Dar mai mult profesor. Mai mult profesor? Mai mult profesor. Cel puțin, după cum mă salută oamenii pe stradă, cam în proporție de 70% îmi zic domn profesor. Bine, s-ar putea să fie și un semn de politețe. Și numai 30% îmi zic domnul primar. Și sincer mă bucură mai mult să-mi spună domnul profesor, pentru că primar ești, nu ești, dar profesor rămâi și dacă ești la pensie, cum sunt eu, rămâi profesor o viață întreagă. Asta ți-e meseria, ocupația. Am anunțat înainte emisiunea cu dumneavoastră și mai mulți prieteni m-au întrebat, când am spus la venit domn profesor Horia Toma, ce mai face domnul Horia Toma? Zic, păi nu știu, că tocmai de asta l-am invitat, l-am rugat să vină. Multă lume a zis, domne, unde a dispărut din spațiu public domnul profesor Horia, da, Toma? Păi foarte simplu. Acum 3 ani am împlinit vârsta standard de pensie, 65 de ani. Și evident m-am pensionat din învățământ. Mă rog, eram inspector școlar general și am considerat că odată cu pensionarea, odată cu părăsirea, să zicem, carierei active, profesionale active, e firesc să mă pensionez și din politică. Și m-am pensionat și din politică, m-am retras, am anunțat public acest lucru, pentru că eu cred că fiecare lucru trebuie făcut la o anumită vârstă și fiecare vârstă are particularitățile ei. Sincer să-ți spun, sunt într-o nouă etapă a vieții mele, o etapă care îmi place al naibii de mult. Faptul că nu mai am răspundere, nu mai am grijă, când mă culc seara, știu că a doua zi n-am nimic special de făcut, n-am de făcut raportări, n-aștept controle, n-am sarcini, n-am șefi. E un sentiment nemaipomenit. Și timpul ți-l poți ocupa dacă știi să faci treaba. Știți că se spune că în momentul pensionării foarte mulți, de fapt cred că de venit statistic, cei din străinătate, din vestul Europei, își pregătesc foarte bine pensionarea cu activități, grupuri, plimbări, așa mai departe, sport. La noi pensionarea, în general vorbesc evident, pare așa o corvoadă. Toată lumea așteaptă pensia, cei mai mulți, toată lumea. Dumneavoastră cum credeți că ar trebui lumea să privească, noi oamenii să privim pensionarea? Este adevăr? Acum vă întreb, că tot a decurs discuția, în sensul ăsta. Da, sigur, sigur. Este un șoc? Adică, domnule, odată cu pensionarea cam asta, îl avem, dacă vreți, am un reper pe domnul Cristoiu, care la 75 de ani este mai activ decât cineva de 40 de ani. Adică... Da, de acord cu tine. Aici depinde, nu există o rețetă. Adică aici depinde de cum te simți. Și acum îți spun un lucru foarte sincer. În ultima perioadă, în ultimele luni înainte de a mă pensiona, număram zilele pentru că nu mă mai regăseam în lumea de astăzi. Deci eu m-am născut, m-am format într-o anumită perioadă, cu anumit fel de educație, cu anumită mentalitate în societatea noastră. Și în ultimii ani, eu cel puțin, și nu sunt singurul, cam toți de generația mea, spun că nu se mai regăsesc. Sunt alte generații, nu acuz pe nimeni, poate că ei au dreptate, noua generație, dar în fond și la urma urmei fiecare generație își clădește o anumită viață, își face o anumită scară de valori. Nu e obligatoriu ca o generație să o copie pe cea care i-a precedat. Că e rău, că e bine, iarăși eu nu judec. Dar eu unul nu mă mai regăseam. Nici în lumea învățământului, nici în lumea politică. Adică cei cu care eu am lucrat pe vremuri și cei cu care am lucrat și în învățământ și în activitatea politică s-au cam retras. Acum sunt tineri.
Și cred că e vremea lor. Pentru foarte, că... foarte interesante observațiile dumneavoastră și dacă sunteți de acord, adică și eu rezonez cu ceea ce spuneți, într-o măsură, cea mai mare măsură, spuneți-mi, vă rog, domnule profesor Horia Toma, în lumea învățământului, dacă vreți să faceți o analiză, ce se întâmplă? Nu neapărat analiză, o comparație. Fără să, evident, fără a avea pretenția că ce vorbim noi aici este cu titlul de axiomă. Ce s-a schimbat de nu vă regăseați? O viață întreagă ați fost dascăl, ați ocupat funcții de conducere și la nivelul inspectoratului școlar. Am fost director de liceu. Am fost și director, și profesor la catedră. Adică o viață întreagă ați petrecut-o în școală. Cum s-a schimbat învățământul? Este foarte interesantă observația dumneavoastră. Iarăși, luați-o ca o observație personală. Foarte mult s-a schimbat în ceea ce privește mentalitatea elevilor, mentalitatea părinților și, nu în ultimul rând, mentalitatea profesorilor. Când mă refer la mentalitatea părinților și la mentalitatea elevilor, cred că există cam multă libertate și există iarăși tendința de a contesta. Trăim într-o societate în care contestarea tuturor instituțiilor, și aici vreau să spun că trebuie să arătăm cu degetul mulți vinovați pentru faptul că, mă rog, avem un stat eșuat, ca să citesc un clasic în viață. Încrederea în instituțiile statului român, și când vorbesc de instituții, mă refer la tot, începând de la biserică, școală, armată, poliție, pompier, administrație. Da. Sigur că, pe de o parte, poate calitatea umană s-a depreciat, dar pe de altă parte și mass media, trebuie să o spun cu tristețe, caută și scoate în evidență cu apetență numai lucrurile rele pe care instituțiile statului și practic îi induce cetățeanului ideea că instituțiile sunt de formă, așa, de formă, că fiecare poate să-și ia soarta în propriile mâini și să își facă propriile reguli, să nu respecte regulile, deci respectul pentru lege, pentru ordine, pentru astea nu mai există. De unde provine? De unde credeți? Păi de aici vine, pentru că eu vreau să vă spun... De la lipsa educației? Păi vreau să vă spun așa, deci, când eram eu elev, am avut și eu profesori de tot felul. Unii buni, alții, pot să spun, cu mâna pe inimă și, mă rog, cu toată răspunderea, erau slabi. Existau uscătuși pe vremea aia. Dar mi-aduc aminte că o singură dată am încercat, mergând acasă, să le spun la lor mei, știți, profesoara cu tare, m-am trezit cu o palmă peste cap și ai mei mi-au spus, băi, tu nu judeci profesorii, rolul tău este să te duci la școală și să înveți. Cel mai prost profesor tot e mai deștept decât cel mai deștept elev. Și chestia asta mi-a rămas în minte și comentez, pentru că am, între altele, o gașcă de foști colegi de liceu cu care mă întâlnesc în fiecare miercuri la ora 11, suntem la cafeneaua de la central, la 11 trecute fix. Și bineînțeles că discuția se învârte exact în jurul, băi, cum era pe vremea noastră și cum e acum. Deci asta era o chestiune generală. Făceau profesorii și lucruri care astăzi ar îngrozi, că l-au lăsat, am avut 3 colegi în promoția mea care au rămas în clasa a 12-a corijenți pe vară la limba română și au pierdut examenul la facultate pentru că în toamnă când au dat ei corijența, locurile la facultate erau deja și i-a luat în armată, că pe vremea aia te lua în armată la un an și 4 luni dacă nu intrai la facultate și oamenii au pierdut 2 ani aproape din viață. Dar niciunul n-a îndrăznit sau părinții să se ducă, să reclame, să... Deci este vizibil, este clar, este cert lipsa respectului. Elevii nu mai respectă cadrele didactice. Nu, și nu se mai respectă regulile. Adică acum părintele vine la școală însoțit de avocat. N-o să crezi, da, îți spun. Părintele vine la școală însoțit de avocat, amenință și avocatul începe să le spună, din vedeți, codul, da. Așa că vă dăm în judecată și așa mai departe.
Cu câțiva ani în urmă, un elev de la un important liceu din Ploiești a primit nota 4 la purtare, pentru că întreg Consiliul Profesoral, că asta e regula, notele la purtare se votează de către Consiliul Profesoral, care înseamnă adunarea tuturor profesorilor din școală. Și era vorba de un liceu cu vreo 100 și ceva de profesori în Consiliul Profesoral. Deci 100 de oameni au votat în quasi-unanimitate ca acel elev să primească nota 4 la purtare, având în vedere niște abatere. Elevul respectiv s-a adresat instanței și instanța a judecat și a dispus ca acelui elev să îi se modifice nota la purtare. Deci dacă instanțele din România au terminat de judecat toate celelalte nenorociri și sunt atâția infractori care sunt în stare de libertate și acum au început să-și exprime părerea și despre o notă la purtare, atunci și noi ne-am făcut și o cruce și am zis, păi frate, eram inspector general, veneau părinți, dădeau ușa de perete și băteau cu pumnul masă că de ce copilului lui s-a pus o notă, nu știu de care. De ce este pusă la îndoială nota acordată de un profesor? Pentru că așa consideră ei. Ce este hilar, pot să spun că unii dintre ei erau foști elevi de-ai mei. Și le-am spus, bă, nenorocitule, chiar așa, textual. Păi zic, mă, tu când erai elev, venea, mă, tatactul la școală să... domn profesor, dar s-au schimbat vremurile, acum ai democrație. Asta au înțeles foarte mulți că înseamnă democrația. Să contești pe oricine, să-ți faci dreptate, oricine... Considerați că izvorul acestui lucru, acestui fapt, este pornește de la clasa pregătitoare? Adică de unde? Eu vreau să vă întreb altceva. De fapt, ce ar trebui să facem ca să ca instituțiile importante ale statului român, din care evident că fac parte și cadrele didactice, școlile, să-și recapete respectul și încrederea de care se bucurau odinioară? Bogdane, dacă îți spun că... O să-ți dau un răspuns care probabil că nu o să te satisfacă. Eu, sincer, nu văd în momentul de față o soluție, pentru că este așa un cerc vicios. O mare problemă cu care se confruntă învățământul este, în primul rând, faptul că tinerii fug astăzi de învățământ. Întreabă tu, ești tată de copil, dar nu vorbesc la tine în familie. Cu ani în urmă, deci până în prin 92-93, eu în fiecare an aveam câte o promoție de clasa 12-a și normal că îi întrebam unde vrei să dai. Și dădeau, foarte mulți erau cu Politehnică, a fost povestea, mulți dădeau la ASE, eu mai făceam mișto de zic, care ASE Roma, ASE Monaco, așa, a fost povestea cu ASE-ul, dar erau și mulți care dădeau pentru învățământ. Chiar am avut la un moment dat dintr-o clasă, mi-au plecat 4 copii la facultatea de fizică și au ajuns profesori. Și mi-au spus după ani și ani de zile, eu aveam un sentiment de culpabilitate față de ei că ajunseseră să învățe. Și au spus, nu, domn profesor, nu regretăm și vă mulțumim că ne-ați pregătit. Acum, n-ai să vezi, deci nu știu dacă 1% din absolvenții de liceu, nu cred că 1%, cred că sub 1%, se îndreaptă către o facultate și către o carieră în învățământ. Și din cauza salariului? Nu, nu. Nu e numai salariul. Este vorba de statutul social. De modul în care este el perceput în societate. Atâta timp cât societatea îl demonizează pe profesor, cât el este arătat cu mânie proletară la televizor. Sunt arătate cazuri marginale de profesori care, vezi, doamne, țipă, bruschează elevii. Ajungi la un moment dat să-ți fie rușine să spui că ești profesor. Când se arată cu degetul și se spune, a, profesorii, ce mai vor și ăștia? Că nici nu muncesc și vor salarii și fac meditații și dau note numai pe ochi frumoși și contra cadourilor. Și atunci un tânăr care știe că va intra în învățământ și va fi arătat cu degetul, indiferent ce face, pentru că este inclus într-o oală comună, păi și atunci ăla zice, păi frate, mai bine mă duc și fac altceva. Și se duce și își alege o altă carieră. Să știi că același lucru se întâmplă într-o oarecare măsură și cu medicii. Atâta doar că acolo e altceva. Se duc copiii la medicină, dar nu rămân în țară.
Deși salariile acum... Acum sunt europene. Sunt europene. Dar chiar și cu salariile europene, uite-te că Spitalul Județean nu reușește să-și acopere necesarul la nu știu câte secții. Da? De ce? Nu pentru bani. Oamenii se duc afară și pentru statut, și pentru modul cum sunt primiți. Pentru că și doctori, și pentru... Da, și medicii în România au ajuns în categoriile arătați cu degetul. Există această, cum să spun eu, gândire colectivă că medicii și cei care lucrează în sănătate sunt, de mai fapt, câștigă ceva. Așa, sunt șperțari, nu-și dau interesul, fac cu tot felul. Profesorii fac meditații și medicii și asistentele mai fac ei pe lângă. Exact. Eu nu spun că nu există astfel de cazuri, dar nu în măsura în care ele sunt prezentate. Și atunci, sigur că tinerii, pe bună dreptate, pentru că societatea se autoreglează. Eu le-am spus la mai mulți care ziceau exact chestia asta. Zice, Doamne, dar ce mai vor profesori? Mă, zic eu, știi ce? Nici să nu le măriți. Eu zic, chiar să le tăiați. Dar știți ce se va întâmpla și n-aveți ce să faceți. Peste 10 ani nu va avea cine să predea. Așa cum acum a început deja să se acutizeze fenomenul lipsei de doctor, pot să spun că și în învățământ. Cel puțin când am plecat eu acum 3 ani, cam 15% din personalul didactic la nivelul județului Prahova era format în pensionari. Deci pensionari care veneau și predau în regim de colaborare, că săracii și mai completau pensia. Dacă vă uitați în urmă, ați regretat vreo clipă că ați îmbrățișat această carieră? Nu. Eu datorez foarte multe în viață carierei didactice. Eu m-am afirmat, să zic, în Ploiești și înclin să cred că foarte multe din voturile pe care le-am primit când am câștigat primăria Ploiești... Au fost ale profesorului. Ale profesorului. Au fost foști elevi. Da, ați fost un profesor foarte bun, foarte respectat, adică un profesor despre care să vorbea foarte mult și de bine. E, deci cariera mie mi-a adus satisfacții. Și dacă mă întrebi, pentru că așa cum bine ai spus, am făcut multe în viața mea, am fost și primar, adică am lucrat și în alte domenii decât învățământul. Am fost și parlamentar, și europarlamentar, am fost și subprefect o perioadă scurtă. Aia cu subprefect o uitasem. Da! Băi, aia a fost numai de vreo 7 luni. Dar vreau să zic alte... Inspector, da, mă rog, general. Să știi că nicăieri nu m-am simțit mai în elementul meu ca la catedră. Și care este explicația dumneavoastră? Nu știu, cred că am avut... E o meserie vocațională, cea de profesor? Da. Mă, eu zic că cine nu... Deci meseria de profesor nu poți să o faci dacă n-ai chemare. Dacă n-ai chemare, te duci mai bine și faci altceva. Din nefericire, ajung astăzi în învățământ și foarte mulți care spun, dom'le, ziceam, da, așa că n-aveam unde să mă duc în altă parte și am venit în învățământ. Să știi că există chestia asta. Acel om, și dacă este bine pregătit, nu va putea să fie un profesor bun. Pentru că a fi un profesor bun nu înseamnă neapărat, sigur că e important și bagajul de cunoștințe, de specialitate, cum se spune, dar trebuie să fii și o persoană care empatizează cu elevul, care știe să comunice cu elevul, care știe să-l asculte pe elev, știe să glumească cu elevul. Adică sunt foarte multe trucuri și sunt lucruri care nu prea se învață din carte, deși există disciplina metodică a predării, nu știu ce. Foaie verde. Eu n-am predat niciodată din cărți. Adică am predat cum am simțit eu și când intru într-o sală de clasă, sigur, când sunt elevi noi, e mai puțin mai dificil, dar când sunt copiii mei pe care i-am crescut de mici, intru ca acasă, adică din punctul ăsta de vedere, dar asta nu se întâmplă cu foarte mult. Care este stilul profesorului Horia Toma? Unul de profesor apropiat, un profesor apropiat de elevi, un profesor exigent, un profesor glumez, La începutul carierei mele, deci până încoace, până la această democratizare, eram chiar și un profesor exigent, cu note mici, dar meritate. Că ne distrăm acum când am în revederi cu foștii elevi, cu promoții anterioare și se aduc catalogele și toți se distrează și se uită la notele care le aveau la 5, mine. 5, 6.
Cam pe acolo. Da. Nu, corijenți nu lăsam. N-am lăsat corijenți, n-am lăsat repetenți. Dar pentru că îmi făceam mie un rău, că dacă lăsai corijent, trebuia să stai peste vară să... Ori diferența între 4 și 5 este așa de... Dacă îți tremurăm... Asta e diferența dumneavoastră? Asta da. E părerea noastră? Da, diferența... Asta e vorba profesorilor? Da. Diferența între 4 și 5 e așa de... Dar note mari nu dădeam. Note mari nu dădeam. Și dădeam și 4 și 3, dar într-un final... Mie mi se pare că este stilul de profesor care poate să-ți dea 3 cu zâmbetul pe buze. Da, sigur, și pot a doua zi să-ți dau 10. Adică nu am, nu aveam idei. Nu purtați ranchiună, cum să nu, spune. Nu aveam idei preconcepute, nu, nu, nu. Deci și elevii știau treaba asta. Mai făceau ei chestii de genul, dădeam lucrări. Și ei mai copiau câteodată. Eu de regulă îi prindeam, dar se mai întâmpla să nu. Și venea. Păi zice, uitați, domn profesor, lui Georgică i-ați dat 6 și mie mi-ați dat 4. Păi să poate. Da, aia. A, da, mai ai dreptate. Ia și tu 4. Și după aia nu mai veneau. Când le aduceam lucrările și le ascundeau sub masă, nu și arătau. Să nu mai arată, că era aceeași când copiau. Da. Spuneți-mi, vă rog, ar trebui, o ultimă întrebare referitoare la învățământ. Aveți, apelez la toate calitățile, pe toate funcțiile pe care le-ați avut, toate calitățile oficiale. Ar trebui să tot vorbește despre reformarea sistemului de învățământ. Ar trebui reformat. Eu nu înțeleg un lucru, s-ar putea să greșesc. De ce nu ne uităm către sistemul finlandez, sistemul american, sistemul german, sistemul francez, sistemul belgian și să-l copiem ad literam? Apropo de performanța sistemului de învățământ care se materializează, se finalizează cu o meserie căutată, unde te simți respectat, unde câștigi bine. Hai să-ți spun apropo că ai spus de învățământul finlandez. Nu l-am cunoscut îndeaproape, dar colegi de-ai mei, chiar de la liceul Mihai Viteazul, au avut un schimb de experiență cu școli din Finlanda și au fost acolo. Și mi-au spus următorul lucru, că au venit șocați. Deci acolo, profesorul diriginte și mai există consilierul pe carieră, exista și la noi există consilier pe carieră, cabinetul. O chestie bună. Era pe vremea, zicea cabinetul și pe vremea comuniștilor, era cabinetul de orientare școlară și profesională, OSP-ul. Cu singura deosebire este că la noi, când ăla de la OSP îi spunea părintelui, bă, fii tu nu prea ai de facultate, mai bine dă la o meserie, părintele de cele mai multe, hai mă, lasă-mă în pace. Să nu aibă băiatul meu. E, acolo, ăla era mesia. Dacă consilierul sau profesorul diriginte, îndrumătorul, îi spunea părintelui în Finlanda, băi, fii tu-i bun de facultate, îl dădea la facultate. Dar dacă îi spunea, mă, dă-l la o meserie, păi îl dădea la o meserie. Asta e deosebirea. Dar și acel consilier era foarte bine pregătit, foarte atent, da, încă o dată spun. Adică pentru că este, iarăși, încă o dată spun, este chestie de mentalitate, de educație, de... Mă rog... Ar trebui reformat sistemul ăsta sau nu? Deci am putea să avem și noi sistemul finlandez, dacă am avea elevi finlandezi, părinți finlandezi și profesori finlandezi, da, atunci învățământul... Nu, încă o dată îți spun... În primul și în primul rând, trebuie ca sistemul de învățământ, și aici, într-adevăr, îți recunosc că nu am soluție, trebuie să redevină credibil. Eu nu spun că el era credibil și pe vremea comuniștilor, dar era sistemul, hai să-i zicem, opresiv, care putea să-ți convină, nu se punea problema dacă ai sau nu ai încredere în școală. Trebuia să o faci. O făceai, terminai școala, te alegeai cu o meserie. Nu o făceai, acum și dacă nu faci școală, te duci la o fabrică de diplome. Deci, nu știți de unde să apucăm ca să... Ca nu, să... deja lucrurile sunt așa de încălcite. Chiar și sistemul de învățământ particular la noi a pătruns, a fost tot o butică reală. Exact cum a apărut comerțul la noi, a apărut prima dată sub formă de buticuri, până a devenit comerțul serios cu... lanțuri de magazine cu produse de bună calitate. Nu. Aduți aminte că erau buticurile care vindeau gelibon și topi-top, turcisme, da? Și gumă de mestec. Păi așa au fost și primele forme de învățământ particular. Tot un fel de buticăreală. Ele au generat generații întregi. Și acum plătim prețul. Și acele generații, unii sunt miniștri, unii prim-miniștri,
Înțeleg? Deci viitorul, mă rog, nu sună bine. Nu sună bine, ca să parafrazez. Eu sincer îți spun, sunt sceptic. Poate și pentru că, na, sunt mai spre sfârșitul vieții, dar, mă, nu văd. Pentru că lucrurile sunt așa de încălcite, încât a descălci acest ghem este foarte, foarte greu. Încă o dată spun, sistemul de învățământ, în primul rând, trebuie să devină atractiv pentru... Tineri, ca să devină cadre didactice. Exact, exact, exact. Ce pot să spun, de exemplu, în Coreea de Sud. Coreea de Sud este iarăși o țară cu un învățământ performant. La toate evaluările, Coreea e acolo, cu Finlanda, cu astea. Acolo au un sistem, iarăși, foarte interesant. La ei, salariile sunt mari la început și în primii ani creșterile de salariu sunt mari ca să-l țină, așa, după care, odată cu trecerea timpului, ele devin mai lente. Sigur că există o creștere. E o strategie. Da. Adică trebuie gândit. Adică o chestie ca să-l ții pe tânăr, să-l faci interesat să vină în învățământ. Pentru că altfel nu-ți vine. Mai sunt două subiecte mari. Spuneți-mi, vă rog, revenim la una dintre primele noastre declarații. Pe și viața publică, viața politică, ați zis și acolo, stop, băieți, mă retrag. Teoretic aveți acum libertatea să vă exprimați foarte liber, fără să mai fiți constrâns de o anumită formațiune. Ce nu vă place la ora actuală, domnule profesor? Sau fără neapărat să nominalizați? Fără să nominalizați, tot calitatea. Ce mi se pare față de politica din anii 90, în anii începutul anilor 2000? Mă, în primul rând, hai să spun un lucru. Iarăși, vrând nevrând, mă întorc în timp. Deci eu am făcut parte din primul Consiliu Local ales în 1992, în primăvara lui 92. Și mi-aduc aminte. Directori de licee, eram trei directori de licee. Și licee mari. Eram eu la Mihai Viteazu, era Aurel Lupu, directorul liceului Spiru Haret, era domnul Leon, că-l știți și pe Leon, era directorul ajung la liceul de construcții. Medici, era Cristi Tomescu, Dumnezeu să-l ierte, directorul Spitalului Petrolu, mai era doctorul, îmi scap acum, director de întreprinde, Nae Oprea, director la Rulmenț Grei, Mihai Micăle, director la Dorobanțu, era Mircea Vulcan, care era director, pe vremea aia se putea, era directorul regiei de transport, Traian Georgescu era directorul regiei de apă canal. Deci oameni, directori, profesori, deci băi, erau toți... Elita Ploiești, o pare din elita Ploieștiului. Da, adică toate partidele atunci s-au zbătut să iasă în față... Cu ce aveau mai bun. Deci, și eram, ne știam toți și între noi. Și acum să iasă în față cu, în general. Păi, care e criteriul? V-ați prins care sunt criteriile? Sigur. Financiare, se pune problema să cotizezi la campanie. Acum statul dă bani înapoi, cred că de slugărnicie, de ascultător. Nu, asta e. În primul rând, cu cât e mai ascultător și dacă se poate mai tâmpit, că unul deștept, știi, nu poți să-l pui să semneze orice. Că, da, îl mai duce capul și zice, băi, stai așa. Dar unul care, lasă-mă, că se pune și semnează, pentru că cei care... trag sforile păpușarii, niciodată nu semnează, îi pun pe aia de desubt să facă chestia asta. Deci, cum să spun, am făcut politică și ți-am spus, sper să mă înjure colegii mei care am fost ultima dată în Consiliul Județean, dar mulți dintre ei, să mă ierte Dumnezeu. Poate fi resetată clasa politică sau e la nivel de... Nici asta nu cred. Nici asta nu cred, pentru că lucrurile, în loc să evolueze, au mers... Din rău în mai rău. Acum, la fel, se caută, zice că, dom'le, întinerirea politicii. A fost curentul ăla. Și atunci au fost expulsați toți ăștia, mare parte din cei din generația mea, care avusesem o meserie în spate și au fost aduși oameni care, dacă îi întreb, ei au intrat în politică de pe băncile liceului sau de pe băncile facultății, n-au avut o meserie stabilă toată viața lor ca atunci să fie. Și dacă pleacă din politică, n-au unde să se întoarcă. Se întoarcă exact. Acasă. Se întoarcă acasă. Și uite-te în CV-urile
parlamentarilor, multora dintre parlamentarii din Prahova, nu vreau să dau nume, dar la câțiva ai să vezi că loc de muncă, cu carte de muncă, cum se zice, unii din ei au avut de ordinul 2 luni, 3 luni la societatea Uțu Muțu SRL, de care n-au auzit nimeni. Ca să apară că și el are, vezi, Doamne, o experiență profesională. Deci nu vedeți nici aici soluții, la modul sincer. La cum este creionat sistemul, la cum este creionat, la cum este creionat sistemul. Știi, și vezi că de fiecare dată apare câte o formațiune politică care clamează treaba asta. Că e un bun subiect de campanie electorală să spui, domne, vrem să scoatem impostura, mă rog, și corupția altă. Vă referiți la AUR acum. Dar ce, numai mai e? Nou. Mai nou. Dar USR-ul n-a fost și el tot pe chestia asta. PD-ul la un moment dat iarăși... CDR-ul? Acum numai nu zicem despre CDR, că sunteți dumneavoastră. Păi, păi eu în CDR eram, ți-am zis cu ăia. Deci CDR-ul, ți-am zis, în 92, chiar în 96. CDR-ul, eu am un candidat primar din partea CDR-ului. Știu. Emanuel Pitic era de la CDR, Mihai Geamănu de la CDR, Iulica Todorescu, adică, băi, stai puțin, CDR-ul... Râde lumea că, băi, că a zis... Nu, apropo de schimbare, nu doar de schimbare. Da. A produs o schimbare oricum în 96 din punct de vedere politică, se impunea după epoca Iliescu. Da. E, dar, după care, că asta a început să-mi spun, toți clamează, dar când te uiți, și la ei în interior, mai ușor, ușor, ușor. Își fac apariția. Exact, își fac apariția oportuniștii, pentru că ai nevoie. Dar ține de neam? Da, sigur. Asta e veche, meteahnă vechea politicii românești. Adică, iarăși, să nu trăim cu impresia falsă că, domne, vremurile idilice, perioada interbelică și ante primul război mondial a fost nemaipomenită. Au fost câteva momente, pași optiști, dar e suficient să-l citești pe Ion Luca Caragiale sau e suficient să citești cărți. Eu am citit câteva cărți scrise de niște istorici serioși după, în ultimii ani. Fratele meu, și atunci era la fel. La dar parcă livrau și populații. Dar adică erau, însă nu era, adică clientelismul politic. Este o meteahnă veche. E de pe vremea boierilor. Intrigăraia, domnitorii noștri, toți au suferit de pe urma intrigilor boierilor. Câteodată mai reușeau să-i mai descăpățâneze, dar de cele mai multe ori băteau boierii. Știi? Deci, intrigăraia, corupția, astea au existat întotdeauna. Însă, acum... Chiar și atunci, totuși, partidele nu trimiteau. Adică oamenii, chiar dacă erau ei mai veroși, mai așa, dar aveau școală la ei. Și livrau faptele, vreau și pentru popor, poduri, drumuri, fabrici, calitatea vieții cele din urmă. Dar exista clientelismul politic, clar. Și exista și, cum să spun, coloratura politică. Când se schimbau guvernele, păi nene, se schimba tot de la... Femeia de serviciu, factorul poștal. Ca și... Păi, să-ți dau un exemplu. În Ploiești era pe vremuri liceul Sfinții Petru și Pavel, care, mă rog, acum e actualul Caragiale, dar clădirea e cea care o știi acolo lângă Biserica Sfântul Gheorghe. Și asta știu de la tata Dumnezeu să-l ierte că a fost elev la Petru și Pavel. Deci acolo existau... erau numai director plin, director ajung. Era Virgil Șerbănescu, care era... țărănist, și Stoica Teodorescu, care era liberal. Când veneau țărăniștii la putere, Virgil Șerbănescu era director plin, Stoica adjunct. Când se schimba, trecea în alt, dar făceau rocadă între adjunct și plin. Singura dată s-a stricat căruța când au venit pentru scurtă perioadă legionarii. Și atunci a venit un profesor, ăștia fiind doi profesori deosebiți și foarte respectați, se vorbește mereu despre ei. Atunci a fost a venit unul mai prostuț, dar era profesor de acolo din liceu, de desen. Ăștia fiind de materii, dar în orice caz niște materii mai importante, să zic așa.
Atunci a fost singura rupere. S-a stricat puțin. S-a stricat rocada. Dar altfel era și era o chestie știută, înțeleasă de toată lumea, deci nu e o problemă. Domnule profesor, sunteți profesor, sunteți profesor, să spun ieștean, în primul rând, jet-beget. Vă spun sincer, eu am intrat în presă chiar când ați început noastră mandatul, în 96. Sunteți un om despre care toți ziariștii, dar și ploieștenii, nimeni nu poate să spună că nu iubiți Ploieștiul. Da, ploieștean jet by jet, cu mândria de ploieștean, cu orgoliu de ploieștean. Spuneți-mi, vă rog, acum, o să vă rog să faceți o analiză aici, puteți cum doriți dumneavoastră, și cu nume, și cu prenume, și fără nimic. O analiză rece, dacă cum o fi, dură, moale, a ceea ce se întâmplă la ora actuală în Ploiești, fiindcă pare că ne-am întors în timp, ne confruntăm cu niște probleme care nu ne-am mai confruntat în ultimii 22 de ani, gen anul trecut, oprirea apei calde și a căldurii, când a fost Veolia, a fost bine, a fost foarte bine, când nu, s-a întâmplat ceva incredibil, cu criza salubrității anii trecuți, acum o criză financiară incredibilă, fără investiții majore, să creăm drumuri noi, nu să asfaltăm drumuri noi. Punct de la punctul A la punctul B, fără un pasaj subteran, fără un pasaj suprateran, fără lucrări de infrastructură majore, semnificative. Ce se întâmplă cu Ploieștiul? Aveți expertiză, aveți experiență? Ne puteți spune? Sigur că totul pornește, după părerea mea, pornește de la oameni. Nu pot să spun că știu în amănunt ce se întâmplă la nivelul primăriei sau la nivelul Consiliului Județean, pentru că n-am mai păstrat legătura cu oameni de acolo. Știu și eu ce scrie și ce consemnează presa, dar pe de altă parte văd ca unul care fac cam 4-5 km pe zi pe jos și bat orașul la picior. Sigur că am văzut și eu murdăria, am văzut și eu faptul că străzile arată cum arată, că parcurile, în bună parte, ce mă doare sufletul și o spun aici să mă audă și primarul Ploieștiului și președintele Consiliului Județean. Statuia cea mai frumoasă din Ploiești, statuia lui Mihai Viteazu, pe care, da, am inaugurat-o, am pus umărul la construcția ei, împreună cu Consiliul Județean, cu Mircea Cosma. Da. Eu cel puțin am asigurat în tot ansamblul ăla, primăria. Da. Noi ne-am ocupat de tot ce înseamnă placajul exterior al socului. Placajul ăla frumos, din marmură neagră. Eu trec mereu pe acolo prin parc, ies cu cățelul dimineața și îl plimb. Dom'le, mă doare sufletul. Plăcile scăzute, nu una, zeci de plăci, din altele stau să se desprindă. Deci este într-o paragină acel monument care a fost un monument emblematic al Ploieștiului. Majestatea sa, regele Mihai, a urcat pe platou, pe soclul acelui monument și a salutat mulțimea și a depus o coroană la monumentul lui Mihai Viteazu. S-au perindat acolo mari personalități. Regele e cea care îmi vine cel mai... Dar foarte mulți șefi de stat, miniștri. Era locul unde se adunau ploieștenii la 1 decembrie. Bun, am înțeles. S-a mutat la catedrală, pentru că catedrala, într-adevăr, a fost construită în memoria eroilor de la 1918. Dar asta nu înseamnă că ăla trebuie... Lăsat în paragină. Mai ales că este un monument emblematic al Ploieștiului. Cred că nici Mircea Cosma nu e mulțumit și nici el. Poate că n-a trecut în ultima vreme, dar îi transmit pe calea asta să treacă într-o zi, să vadă ce s-a ales de ceea ce el cu mine, cu domnul Hanganu, cu Victor Petrescu, președintele Consiliului Județean, am făcut atunci. Și am lăsat ceva care ar trebui să dăinuiască, la fel cum este și statuia lui Nichita Stănescu. Tot noi împreună am dus-o și am pus-o în operă. Revenind, de ce nu se dezvoltă Ploieștiul? Pentru că, în primul rând, din ce văd eu, cel puțin
asta consemnează presa și bănuiesc că este pur adevăr. Există o luptă de putere, o luptă, un duel de orgolii între primarul Ploieștiului, președintele Consiliului. Cât de dependent este Ploieștiul de Consiliul Județean? Păi nu este dependent. Păi cum că asta se spune? Dom'le, nu ne-au dat bani. Ca și instituție, Ploieștiul poate să trăiască singur? Pe vremea mea, Ploieștiul nu era... mint. În primii 2 ani, așa era legislația. Ploieștiul n-avea ca impozite și taxe locale care intrau în bugetul lui, decât impozitul pe clădiri și pe terenuri ale persoanelor fizice. Ceea ce era foarte puțin. Mai ales Ploieștiul nu avea, în primul rând. Da, și Ploieștiul nu avea propriul său aparat de colectare a taxelor. Colectarea se făcea tot prin Direcția de Finanțe Publice, care avea o filială, așa zisă, direcție, administrația financiară a municipiului Ploiești, chiar așa se numea. Și se duiera tot pe bulevard, unde e acum Direcția Fiscală. A venit reforma pe care CDR-ul a făcut-o în mandatul 96-2000, da. Când s-a descentralizat și au trecut la bugetul local și parte, un procent însemnat al... persoanelor juridice, cum e și firesc, nu? Și juridice și impozitul pe venit. Persoană fizică sau persoană juridică. Cum e acum, de fapt. Cum este acum. E, vreau să spun că în primii 2 ani, într-adevăr, și noi depindeam de Consiliul Județean. Și există o rivalitate întotdeauna între Consiliul Județean și Ploiești. Consiliul Județean este în marea lui majoritate alcătuit din... consilieri județeni care reprezintă, fie sunt locuitori ai altor localități, fie că măcar răspund pe linie politică de anumite localități. Și atunci la Consiliul Județean toți trag ca fondurile să se ducă cât mai mult către localitățile lor. Toți spunând lăsați Ploieștiul, că Ploieștiul se descurcă cu o fi copii. Se descurcă Ploieștiul fără Consiliul Județean, cu fonduri europene, cu accesare. Mă, acum dacă ar exista. Eu înclin să cred, nu mai știu cum da. E treaba, dar eu îți spun că noi... Și, hai să-ți revin. I-am dat și în judecată. I-am dat în judecată în, țin minte, 97, pentru că atunci eram chiar dependenți. Veneau niște sume de la guvern, inclusiv pentru Ploiești, pe care le redistribuia Consiliul Județean. Și am considerat, ținând cont de cât vărsam noi ca impozite la bugetul județului, ce ni se întorcea înapoi, reprezenta mult prea puțin. Și atunci, efectiv, i-am dat în judecat, în contencios. Dar, iarăși, președintele Consiliului Județean era Partidul Democrat. Eu eram PNCCD, eram în alianță cu ei. Și am fost luat deoparte și mi s-a pus politic. Băi, tu ce faci? Dai trai noștri, noi între noi, ne dăm la geale. E, într-un final mi-am retras acțiunea. Dar din momentul în care ne-au venit fonduri direct la noi și am putut să ni le și colectăm noi și ne-am creat, pentru că eu am creat, asta o pot spune, între creațiile mele, Direcția de Impozite și Taxe, eu am creat-o de la zero, cu oameni aduși de la finanțe. Și în momentul ăla le-am spus Consiliul Județean, nu mai am nevoie. Mai veneau încă sume, de exemplu, pentru subvenția la căldură, veneau tot așa sume și se redistribuiau la Consiliul Județean. Le-am spus președintelui, nu am nevoie, dați în județ, că acolo sunt mai amărășteni, noi ne descurcăm. Și ne plăteam la zi datoriile, pentru că îi plăteam agentului... Da, vă explicați aceste... Domn profesor, eu nu vreau să... Adică chiar nu... Discuția întâlnirea cu noastră e prea importantă ca să revenim în actualitate sau cu actorii actuali actori politici. Pe mine mă interesa, vedeați Ploieștiul în urmă cu 20 de ani, având un alt traseu? Da, da. Începuse tare Ploieștiul. În primul rând, Ploieștiul a fost, cum să zic, locul, și știi foarte bine că ai trăit vremea asta, apariții primelor investiții străine importante. Coca-Cola, Efesul, British-ul, Unilever-ul. Gândește-te, Timken-ul, gândește-te la Petrotelul, Lukoil-ul.
Deci, toată industria, da. Deci toată industria atunci a fost un aflux de... și vreau să spun că asta s-a cunoscut și în buzunarul sau în bugetul Consiliului Local. Vreau să spun că într-o perioadă de mare austeritate economică, veniturile pe care ni le-au vărsat agenții ăștia mari economici au fost pentru noi mană cerească. Mă vorbeam și înainte cu dumneavoastră. Dar mai este o chestie. Vă rog. Dom'le, ce constat eu la foarte mulți dintre edili? Lipsa acestui spirit gospodăresc. Dar eu nu mă gospodăresc în ceea ce privește venit, cum să spun, bugetul. Dom'le, e bine să te întinzi cât îți este salteaua. Să nu te lansezi în cheltuieli nebunești dacă nu ți asiguri o sursă de finanțare. Acum, că ești în stare să găsești, și aici iarăși apare spiritul gospodăresc, că ești în stare să atragi sau nu ești în stare să atragi venituri, surse. Eu cel puțin, în perioada în care eu am fost primar, așa era legea, primăria nu se putea împrumuta. Noi nu n-am avut credite la bănci pentru că legea nu ne permitea așa ceva. Dar am găsit tot felul de artificii legale de a atrage surse suplimentare. Păi mi-aduc aminte numai de un lucru de care se vorbește prea puțin pentru că multă lume nu știe. Deci podul de la Gara de Sud era în pericol să se surpe. Expertizele făcute arătau că podul se va surpa. Și ar fi fost niște consecințe catastrofale. Gândește-te că se paraliza toată legătura nord-sud a Ploieștiului, plus calea ferată peste care trecea acest pod. Și trebuia găsită o soluție. S-a găsit soluția constructivă, pentru că era o altă mare problemă. Păi nu puteai să întrerupi traficul, că n-aveai cum să-l dirijezi. Da. Podul de lemn. Interesantă speță, și? S-a găsit o soluție a unei firme franceze care era deținătoarea unui patent pentru un sistem de consolidare a podului sub trafic, adică fără întreruperea circulației. Era o firmă franceză, Fresinet, a cărei reprezentant, foarte interesant, pe România era celebrul Morariu. Morariu care a devenit ulterior de președintele Comitetului Olimpic. Da. Se punea însă problema, iar antreprenorul general al lucrării, constructorul propriu zis, ăștia dădeau soluția și, mă rog, niște furnituri speciale pentru operațiunea de consolidare. Dar antreprenorul era central la construcții căi ferate. Firmă românească. Și acolo a fost o chestie. Dar aveam o relație și eram prieten cu domnul Bălănoiu. Domnul Bălănoiu, după ce fusese prefectul PSD-ist. A fost la BCR. Așa? Nu? Până la BCR a fost la Bancorex. 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 E, și domnul Bălănoiu m-a luat de mână și a mers cu el la președintele de la acea vreme a Bancorex, care a fost hulit de multă, de Răzvan Temișan. Temeșan. Nu Temișan, că ăla-i cântărețul. Da. Temeșan. De care multă lume spune că a devalizat Bancorex. Mă, o fi așa. Dar pe noi omul ăla ne-a ajutat. Pentru că am mers de mână și cu președintele consorțiului, directorul de la CCF, de la construcții căi ferate, și am făcut o înțelegere. Ăla s-a împrumutat de la, cu suma care trebuia să le o plătească francezilor, pentru că era vorba de 5 milioane de franci francezi, mi-aduc aminte exact, echivalentul la $1 million. Deci o sumă, nu joacă. Da. Toată lucrarea era cam $10 million la vremea aia. Deci s-a împrumutat la Bancorex cu acordul, sau să zic cu angajamentul meu scris, deci am făcut un angajament scris. Bancorexul, că îi dă credit, domnului, el că lucrează și dumneavoastră că îi plătiți. Și că eu plătesc la timp, în așa fel încât să nu existe restanțe la plată și că acopăr inclusiv dobânzile respective. Și te rog să mă crezi că a funcționat treaba. Și director economic la vreme era tot Nicoleta Crăciunoiu, pe care acum au dat-o afară și au zis că nu e competent. Deci nu e chiar atât de... Doamne ferește! Eu îi datorez lui Nicoleta 80% din realizările pe care le-am reușit. Și
am făcut această înțelegere. Dar asta înseamnă conlucrare, comunicare și să lucrezi pentru... Sigur. O ultimă întrebare, domnule primar, cu rugămintea, să ne promiteți că mai ne mai onorați invitațiile. Da. Spuneți-mi, vă rog, o carte bună, ce ne recomandați, și un film bun. Vorbeam înainte de emisiune, că vă uitați pe Netflix, ca da. Mulți alți români. Și pe Netflix, și pe Amazon Prime, mă uit. Un și serial pe... bun? Deci sunt mai multe. A, ce vă uitați acum? De exemplu, pe Amazon Prime este un serial, se numește Omul din Castelul Înalt. Este făcut de celebrul regizor englez, e producător Ridley Scott. Este un serial de puțin științifico-fantastic, dar foarte, foarte bine, foarte bine realizat. Pe Netflix e Downton Abbey, un serial englezesc, iarăși foarte, foarte frumos. Iarăși un serial bun, a fost un serial care este dedicat reginei Elisabeta, făcut tot pe Netflix. Cărți, îți spun sincer, ce citesc eu, și recunosc, nu mă dau mare șmecher că citesc nu știu ce cărți de... Mai citesc cărți de istorie, așa, dar în principal eu îmi iau tot de pe Amazon, online, cărți de polițiste în limba engleză, că dacă citești, și mai ales citești într-o limbă străină, obligi rotițele să se învârtească. Și asta e tot un leac contra Alzheimerului, printre altele. În afară de mișcare, rebusurile și... Mai faceți rebus? Mai joc rebus, mai joc tot felul de jocuri din astea, tot de gândire online. Și ți-am spus, citesc aproape, chiar zilnic, citesc în limba engleză. Sunt abonat, de exemplu, citesc și presa noastră, dar mi-am făcut abonament la New York Times și în fiecare zi New York Times îmi trimite pe mail. Deci citiți în engleză foarte mult, din ce? Da, citesc mult. Și asta, iarăși, lectură, dar și în limba străină, adică mă obligă tot timpul să folosesc rotițele. Vă mulțumesc, domnule profesor Horia Toma, domnule primar. Vă mulțumesc și ne vom reîntâlni cu siguranță, dacă sunteți de acord. Cu toată plăcerea. Expertiza dumneavoastră și părerea dumneavoastră, chiar cu părerea mea, că sunt valoroase și că cei care au urechi să audă ar trebui să o facă. Vă mulțumesc, dragi prieteni, pentru atenție. Rămâneți sănătoși!